Bine, v-am regăsit, oameni buni. Salut, copii! Astăzi, perle. O dată pe săptămână, vin în fața dumneavoastră cu ă, astfel de creații ale copiilor, creații selectate de colegii mei, la examene și trimise cu mare dărnicie pe adresa subsemnatului, iar subsemnatul le ia de acolo, le mai transcrie ca să. Pot să le citesc aici, da, și uh, vin cu ele, uh, subsemnatul vine cu ele în fața domniilor uh, voastre. Nu o fac cu mare bucurie. Nu o fac cu mare bucurie nici ca profesor, pentru că existența atâtor perle uh, până la urmă arată o anumită activitate a profesorului și o anumită organizare a învățământului nostru. Să o spunem foarte clar, învățământul nostru este un învățământ de masă oameni buni. Deci nu este un învățământ chitit pe performanță, ci este un învățământ care îl nivelează. Îl nivelează pe elevul bun, nu că nu are timp să se ocupe de el în oră, deoarece în clasa aceea de 25, 30, 30 și de copii are 4-5 loaze care de-abia acum învață să scrie corect românește. Și atunci, pierde și pe copiii buni, nu se poate ocupa până la capăt nici de cei slabi și așa mai departe. Iată cum se explică existența atâtor uh, perle. Dar vorba multă, sărăcia omului, așa că să le citim. Domnul Bacovea a scris în total opt versuri. În timp ce aștepta ceva lângă un om mort. Autorul a ajuns să fie obsedat de plumb. După ce dragostea lui s-a întors cu spatele la el și a adormit în cimitir. Ce imaginație, domnule! Dar cât tupeu! Deci, în afara poeziei plumb, care într-adevăr are 8 versuri, se vede treaba că elevul n-a avut timp să. Mai citească și altceva din Bacovia. Atât a înțeles el din poezie. Altul. Am văzut curenții de aer. De s-ar putea să aibă niște capacități paranormale, mai știi, să vadă aerul. Eu nu l-am văzut niciodată ca și dumneavoastră. Altă perlă. Fulgerul este un fenomen chimic artificial. Autoarea Nikita Stănescu ne-a lăsat multe poezii. Sigur, în loc să citească volumele lui Nikita Stănescu, s-a uitat la filmele de pe net și la emisiunile de, pe, de, pe, de la televizor. Cu un personaj celebru feminin, Nikita. Atrag însă atenția că numele Nikita, ca și Irina, ca și Sava, ca și Luca, sunt nume bărbătești, oameni buni la origine. Deci, atenție, în calendar avem sfinții respectivi, bărbați și nu femei. Sigur că din cauza lui A final. Unele nume au fost preferate și ca nume fe feminine. E cazul uh, substantivului Irina, e cazul substantivului Sava și a multor uh, altora. Așadar, Nikita Stănescu e bărbatul, da, poetul nostru. Altă perlă. Anatomia este știința care o studiază pe Ana sigur, a văzut că e compus din Ana și Tomia, nu? Și ce a zis el? Domnule, neapărat chestia asta o studiază pe Ana. Reporter la o emisiune TV îl întreabă pe un elev ce subiect ați avut? Răspunde elevul. Să scriem despre Mihai Eminescu, Ion Creangă și Petre Ispirescu. Reporter. Și tu ce ai ales? Elev. Nikita Stănescu. Deci a avut să scrie despre trei, dar el l-a ales pe al patrulea. Altă perlă. Botanica este o pierdere de vierme pe lângă zoologie. Deci vierme în loc de vreme, da? Asta e. Cutremurele sunt atunci când crapă tera sau se bumțăie pământului involuntar cu bună știință. Profa de istorie devine nervoasă. În loc să fiți copii primitori, sunteți copii primitivi de Munții Anzi sunt în România unde se varsă și Amazonul. Interesant. Tache Farfuridi vindea ilegal farfurii. Iordache Brânzovenescu făcea import și export cu brânză stricată. Iar Zaharia Trahanache se droga cu zahăr și făcea trafic cu acesta. Viteza apei este mai mare decât viteza focului. Nu putem avea imagini poetice pentru că textul nu e cu fotografii. Tinerii din ziua de azi suferă de obezitate sau alte boli din cauza subnutriției, deoarece ei mănâncă numai la fast fooduri sau nu se alimentează corect. Cătălin nu face niciun sacrificiu în schimbul iubirii. El o privește în mod normal, natural pe Cătălina, fapt ce se întâmplă numai oamenilor comuni. Poezia lui Ceafărul, a lui Eminescu, are 98 de versuri, de, în loc de strofe. La Pona Enigel, era prea frumoasă în comparație cu Riga Crypto, care era mic, alb și chel. Luceafărul nu le dădea pace celor doi îndrăgostiți și tot le băga bețe în roate, dar până la urmă s-a văzut că iubirea învinge, iar Luceafărul și-a văzut de treaba lui. Doamna de matematică zice în clasă: Desenați un cerc cu trei laturi. Întrebare. De ce nu există flori verzi? Răspuns. Pentru că albinelor nu le place această culoare. Câinii fug după pisici pentru că nu le place miaunatul lor. Pronumele eu este complement, compliment predicativ, care ține predici. Un polițist întreabă pe un copil. Dacă ghicești câți covrigeam, ți-i dau pe amândoi. Războiul dintre Decebal și Traian a fost în 2003. Doamna de desen zice copiilor, copii, desenați un cerc mare și în înăuntrul cercului un triunghi cu șase colțuri. Și ultima, pisica miaună pentru că nu latră. Mă opresc aici pentru astăzi, oameni buni. Nu uitați să-mi lăsați pe pagina mea de Facebook și alte greșeli, alte discuții, eventual critici, sau pe pagina emisiunii Învață uh, Românește. Rămâneți sănătoși, domnilor și doamnelor, pa copii.